după ce în partida tur a campionatului național de fotbal Liga 1, Astra învingea pe Corona la Brașov pe teren propriu cu scorul de 5-2 prin golurile marcate de Fatai 2, Budescu 2 și Dea Morin 1, în timp ce gazdele punctau prin Stănescu și Iene, iată că odată cu debutul oficial al returului de campionat, cele două echipe se reîntâlnesc la Giurgiu mâine seară începând cu orele 20:45 de minute. Pentru cele peste 5500 de locuri ale cochetului stadion giurgiuvean, cu una dintre cele mai moderne tabele de marcaj, s-au pus deja în vânzare bilete începând de astăzi de dimineață. Biletele s-au pus în vânzare începând de astăzi dimineață la cele trei case cunoscute. Bilete s-au pus în vânzare în număr de 5000 de bilete. Să sperăm că este o dorință a noastră, a celor care lucrăm în clubul Astra, că vor veni cât mai mulți spectatori, pentru că dacă acum, în poziția în care ne aflăm, îmi pun și eu o întrebare retorică, dacă acum nu vin, atunci când? Până la orele amiezii de astăzi, se vânduseră circa 1000 de bilete, costul acestora fiind de 10, 15 și 20 de lei, funcție de alegerea spectatorului și sectoarele din tribunele stadionului. Printre cei prezenți la casele de bilete, am întâlnit de la doamne care își respectă hobby-urile soților și până la giurgiuveni, care nu lipsesc de la meciurile Astrei când echipa giurgiuveană joacă acasă. Pentru soțul meu. Merge frecvent la meciurile Astrei? Da, mai nou acum de când s-a mutat aici, merge, da. Este dinamovist, este sportiv, microbist convins. Mergeți frecvent pe stadion la noi? De obicei, da, când joacă acasă, cam în fiecare săptămână. La partida de mâine seară, ordinea va fi asigurată de 55 de jandarmi prezenți în zona imediată și apropiată stadionului din complexul sportiv Marina Nastasovici, unde cele două echipe se vor întâlni. Accesul în arenă va fi permis începând cu orele 18:45 pe baza biletelor și a legitimațiilor și pentru că meciul de mâine seară este primul din returul de campionat actual, reamintim spectatorilor că accesul este interzis persoanelor în stare de ebrietate, consumul de alcool nu este permis în incintă, iar intrarea fără documente nu este posibilă, ca și încălcarea normelor stabilite de organizatori.